o să începem să citim noua carte a lui Radu Vancu, apărută la casa de editură Max Pleher. Salut, prieteni, și bine ați venit la un vlog de lectură. Astăzi este sâmbătă, 20 și... chiar nu știu cât mai. Ar trebui să fie 27 mai. Mi-am cumpărat niște cărți de la Bookfest, pe care o să vi le arăt. Iar apoi vom citi, cred, Retroversiuni, care e o antologie de proză feminină, mă rog, proză scrisă de femei, apărută la Paralela 45, care reunește proză scrisă de mai multe scriitoare, printre care Cristina Espas, mă rog, e coordonată de Cristina Espas și cred că are și ea o proză scurtă acolo, Ștefania Mihalache, Paula Erizanu, și o groază de alte scriitoare. Sunt foarte multe, foarte multe scriitoare cunoscute. Și pe lângă asta, mai am niște cărți luate de la editura Cartex, pe care o să le citesc împreună cu biblioteca lui Celo, dar o să vi le prezint pe toate mai încolo. Dar acum hai să citim noua carte a lui Radu Vancu. Salut, prieteni, este duminică și eu m-am întins puțin cu gluma, pentru că ieri n-am apucat să citesc decât două pagini. Astăzi citim și mai am de învățat. Deci o să fie vlog de lectură combinat cu niște învățat. Și o să citim în continuare Kadish. Cred că Kadish se pronunță. N-am auzit pe nimeni să pronunțe cartea asta încă, pentru că abia a apărut. Dar o aduc imediat. Și avem aici Kadish, de Radu Vancu. Am mare așteptări de la cartea asta, pentru că am citit Frânghia înflorită. Și legat de Frânghia înflorită, am un giveaway pe contul de Instagram cu două cărți, printre care Frânghia înflorită și Agvarta, de Ruxandra Novac. Frânghia înflorită e de Radu Vancu, care sunt două cărți pe care le-am primit de la Ioana Florescu. Și Nojea, varianta în engleză, de Sartre, și Sisteme de fixare și de prindere, de Ștefanie Mihalache, care e un volum care mi-a plăcut foarte, foarte mult și care m-a introdus foarte mult în poezia contemporană și care cred că o să vă placă și vouă, așa că dacă vreți să câștigați astea patru cărți, intrați pe Instagram, pentru că e giveaway-ul ăsta activ până pe 1 iunie la miezul nopții. Așa că azi termin Kadish și începem, nu promit că termin, dar citim Retroversiuni, care este această antologie de proză scrisă de femei și avem, am zis și ieri, dar avem Ștefanie Mihalache, Elena Vădăreanu, Emanuela Ignățoiu Sora, Diana Giacăr, Moni Stănilă, Diana Iepure, foarte, foarte multe scriitoare. Și o să vedem cât apucăm să citim din ea. Tot volumul are 250 de pagini, deci probabil nu o să-l terminez. Dar vedem eventual vlogul de săptămâna viitoare, să vedem ce facem săptămâna viitoare. Dar clar începem cartea asta, pentru că m-am așteptat foarte, foarte mult să lanseze. Și îmi pare foarte rău că n-am ajuns ieri la lansarea ei la Bookfest. Dar astea sunt două cărți pe care mi le-am luat de la Bookfest. Și dacă tot vorbim despre asta, hai să vă arăt și ce cărți mi-am luat de la Bookfest. Ok, și mi-am mai luat. Să-mi aranjez părul că nu se poate. Am fost și mi-am luat astea două cărți. Am vrut să nu cheltuiesc foarte, foarte mulți bani la Bookfest, pentru că nu e un moment bun pentru mine să cheltuiesc foarte mulți bani pe cărți, dar a trebuit să-mi iau ce așteptam cu nerăbdare. Și pe lângă cele două cărți pe care vi le-am arătat, am fost la editura Cartex și am luat o carte și am primit încă trei de la Ramona Voltejar. Am cumpărat Biblioteca lui Gelu, care este un podcast făcut de Gelu Diaconu în subtutela de 1000 de semne. Și aici e pur și simplu transcrierea podcastului cu câțiva dintre invitații care au fost la podcast, unde vorbesc despre poezie, despre scris, despre cum au ajuns scriitori, despre curiozități din cărțile lor și o groază de chestii genul ăsta. Și sunt foarte, foarte interesante. Iar asta e, după cum vedeți, primul volum. Abia aștept să apare și celelalte, pentru că sunt foarte, foarte mulți scriitori care au fost invitați acolo și foarte mulți oameni demn de admirat, pe care ale căror podcasturi, mă rog, ale căror cuvinte aș vrea să le citesc.
Și într-adevăr, chiar dacă nu vreți să cumpărați cartea asta, chiar vă recomand să intrați pe YouTube și să căutați. Sunt efectiv podcasturi super, cred că au vreo oră și ceva, aproape două, și puteți le ascultați și să vă simțiți mai bine și să aflați o groază de chestii despre scris. Și chiar recomand chestia asta. Iar apoi am primit cartea vieții mele de, nu știu cum să zic, Ana de Noai, șanse mari să greșesc, dar e cartea vieții mele și e traducere de Irina Izverna Tabarac. Mi-a spus Ramona că i-a plăcut foarte mult cartea asta, la fel și intrapaginal jurnal între anii 2000 și 2018 de Ciprian Măceșaru și sunt foarte, foarte curioasă să ajung și la cartea asta. Sunt curioasă cum o să fie. Mie îmi plac foarte mult cărțile astea biografice și mereu mi s-a părut interesant. Asta am și jurnalul Jeriac Terian pe care abia aștept să-l citesc și sper să ajung anul ăsta și la jurnalul Silviei Plath, care are aproape 1000 de pagini. La fel și jurnalul Jeriac Terian, dar sunt și așa că de chiar vreau să ajung, pentru că mi se pare foarte interesant să văd cum gândesc oamenii și ce e în spatele acestei imagini de scriitor și la ce se gândesc și toate chestia astea. Și mai avem poeme franceze de Rilke, pe care cred că o să o citesc astăzi. Iar toate astea sunt de la editura Cartex. Bun. Iar apoi mai avem... și este o nouă ediție a Metamorfozei lui Kafka, care a apărut la editura Cartex, pe care puteți să o verificați, o să o pun aici dacă găsesc. Dacă nu, pare rău, o găsiți la editura Cartex și este la Bookfest acum. Dar puteți să o cumpărați oricând, oricând de la ei. În schimb, voiam să vă mai arăt o chestie pe care am cumpărat-o acum 2-3 săptămâni, cred, de la Antique Ex Libris, care mi-a plăcut super, super mult. Aveau, nu știu cum mai au, dar s-ar putea să mai aibă încă, reduceri la albume. Și albumul ăsta a fost 10 lei. Și asta este, se numește Courtroumoir din The Duck with the Rich and Famous. Și este pur și simplu un album unde sunt persoane publice, vă rog, celebrități. Și sunt sketch-uri din, din tribunal când au fost dați în judecată sau au avut o fel de probleme. Și e, pur și simplu ni se prezintă puțin situația, cum asta e Naomi Campbell, de exemplu. Ni se prezintă puțin ce s-a întâmplat, de ce au ajuns acolo și sketch-urile astea care sunt toate făcute din amintire. Nu sunt desenate pe moment, sunt desenate abia după, după ce s-a terminat procesul. Și avem, de exemplu, aici George Michael. Aici este George Michael și spune case, location, verdict și artist. Și ni se spune și cum s-a terminat. Mi se pare foarte interesant că, până la urmă, e vorba de un proces și ești curios cum se termină și pentru ce a fost, de pentru ce a ajuns acolo și unde s-a întâmplat. Și avem foarte multe persoane publice. De exemplu, e Michael Jackson, e Courtney Love, ce mai avem? Uma Thurman, Paris Hilton, Naomi Campbell, Amy Winehouse, Lindsay Lohan, Winona Ryder și o groază de alte persoane. E și Snoop Dogg aici, e Yoko Ono, e Mick Jagger și sunt multe persoane. Și mi s-a părut foarte, foarte interesant, încă n-am ajuns să o citesc și nu știu în ce măsură poți să citești un album de genul, dar vreau să-l parcurg. Nu știu dacă azi, dar o să vă în altă zi, dar da, e foarte interesant. Iar în altă ordine de idei, eu mâine am examen de la ora 2, doar că e un examen pentru care nu vreau să mă stresez foarte, foarte tare. Pentru că este la practica limbii engleze și cred că știu, teoretic o să fie un examen de traducere, la care, din nou, cum am mai discutat, eu nu știu ce să învăț, pentru mai mult de timp, mai mult decât să învăț timpurile și să învăț... La engleză sunt mult mai relaxată decât la franceză. Mai mult de atât, nu prea știu ce să învăț. Așadar, cred că e momentul să trecem la Kaddish, iar apoi la poeme franceze de Rilke. Și cam atât, vedem după aceea ce mai facem. Seara, prieteni, am terminat Kaddish de la Dovancu și mi-a plăcut foarte mult. În schimb, cred că e important să vorbim despre ce fel de poezie contemporană citim și, în general, despre ce citim, pentru că eu foarte mult timp am ales să citesc cărți cu care rezonam și, în general, rezonez cu experiențe care țin foarte mult de vârsta mea. Mi se pare că la cei 20 de ani, aproape 21 pe care i-am,
Citesc lucruri despre experiența de a fi tânăr, despre inabilitatea de a lua decizii, incapacitatea de a lua decizii și cumva felul în care ți se schimbă viața când ajungi la vârsta asta. Dar e rar când citesc, în afară de lecturile pentru facultate, e rar când citesc lucruri care să mă scoată din zona asta de confort sau de ceea ce consider eu că îmi place să citesc. Și aici intervine creierul meu care îmi spune că trebuie să citesc chestii care sunt importante și nu e important doar ce țin pentru mine în cartea de viitor filolog, după ce termin facultatea asta, să citesc doar ce îmi place mie, cât și clasici și ceea ce consider că va fi clasicizat. Iar Kadiș de Radu Vancu. Radu Vancu e un poet destul de mare al zilelor noastre și destul de serios. Este și președintele clubului PEN România și cred că e important să-l citesc. Iar cartea asta împreună cu Frânghia înflorită, pe care puteți să o primiți la giveaway despre care vorbeam, este, mi se pare, sunt două cărți care nu sunt deloc în sfera mea de interes. Kadiș vorbește foarte mult despre moarte și sunt foarte multe, sunt într-adevăr menționați scriitori pe care îi știu, de exemplu Eliot, Joyce și o groază de alții, Shelley, și sunt menționări și de compozitori, cum ar fi Schumann și Chopin. Dar nu sunt chestii cu care sunt eu obișnuită. Însă cumva reușește să scoată din mine niște chestii și mi-a plăcut foarte, foarte mult volumul acesta, la fel ca Frânghia înflorită, că doar de asta am ales să vă am, mi se pare că e o variantă bună de a o oferi la giveaway. Și cartea asta, mi se pare că Radu Vancu face ceva în cel puțin în astea două volume care au apărut la casa de editură Max Plecher. Mi se pare că se învârte cumva în toată cartea, e ca un poem foarte lung sau ca poeme fracturate care au un refren. Și în Frânghia înflorită, în Frânghia înflorită avem, de exemplu, această strofă care e pe parcursul, e la fiecare poem, dacă sunt teoretic mai multe poeme, pentru că nu știu dacă el le consideră mai multe poeme sau un singur poem în toată cartea. Este ce îți spune unul dintre morții tăi, cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi. Și așa încep toate poemele sau toate fragmentele astea. Iar la Kadiș avem... aproape toate se termină cu... doar pentru că diferite interpretări ale aceiași idei, care este doar pentru că vă scrie cineva, nu înseamnă că nu sunteți vii, sau doar pentru că scriu poemele astea nu înseamnă că sunt viu. Doar pentru că scriu poemele astea nu înseamnă că sunt viu din nou. Și se întâmplă, se regăsește. E mult mai evident în Frânghia înflorită. Și, dar e prezentă și aici situația asta. Și mă gândesc ce poate să însemne chestia asta și, de fapt, care a fost ideea lui. Dar cartea asta a avut lansarea ieri, cred, la Bookfest. Deci e super proaspătă, scoasă din tipografie. Așa că nu prea am unde să citesc cronici despre ea decât ce găsesc pe coperta 4. Dar mi-a plăcut mult și aștept să văd ce mai scoate Radu Vancu. De fapt, cred că pot să mai citesc de la Radu Vancu, sigur. Deja mi-am amintit două cărți pe care le mai are scoase. Dar da, trebuie să citim și alte lucruri. Iar acum voi începe să citesc poeme franceze de Rilke, în speranța că o să fie foarte interesant. De Rilke am citit doar scrisori către un tânăr poet în varianta de Penguin Short Stories sau Penguin Shorts Collection, parcă se numea, acele cărticele negre de la Penguin. Și n-am citit nimic altceva, iar varianta asta poemele astea sunt scrise în franceză. Iar Rilke nu este francez. Deci sunt foarte curioasă cum o să fie. Sunt foarte curioasă. Așa că să începem cartea asta acum și vedem după.
Salut, prieteni, mică schimbare de plan, am plecat de acasă, dar am terminat poeme franceze, așa, de Rilke, și mi-au plăcut, în schimb. Ce am de adăugat e că toată ideea cărții este faptul că Rilke, limba maternă a lui Rilke, nu e franceză, iar el scrie în franceză, și e vorba despre toată fragmentarea asta a lingvisticii și cum... Teoretic, limba este o limită pentru a scrie și o, poate, o piedică pentru a scrie într-o limbă care nu ți-e maternă. Și, da, mi-a plăcut foarte mult portretul lăuntric. În schimb, faptul că le-aș putea citi și le-aș putea înțelege în franceză, pentru mine e puțin deranjant că le-am citit în română, adică aș fi vrut să le citesc în franceză. Dar mi-a plăcut foarte mult ediția asta pentru că are o prefață unde vorbește despre greutatea traducerii și despre motivele pentru care a fost tradusă în felul în care a fost tradusă și cu ocazia asta menționez că e traducerea realizată de Constantina Băluță, pentru că e foarte, foarte important să menționăm traducătorii. În același timp e foarte interesantă prefața pentru că vorbește despre un fel de context istoric, de fapt, al scrierii lui Rilke și de ce și dacă este într-adevăr, dacă el scrie despre condiția despre sărăcie, de fapt, în vremea în care a scris el și în care a trăit. Dar mi-a plăcut foarte mult poeziile de aici și vreau, poate, într-o zi să mă întorc la ele în franceză. Iar acum nu știu exact ce altceva o să mai fac. În schimb, nu cred că o să mai apuc să citesc din retroversiuni, pentru că am un examen mâine. Așa că ne vedem probabil săptămâna viitoare cu un vlog de lectură, cred. Eu mai am examen abia în iunie și până atunci mai am puțin timp în care să învăț. Dar sper că ți-a plăcut ce-mi citești. Dacă ai fost la Bookfest, spune-mi ce ți-ai cumpărat de acolo. Și până atunci ne vedem pe Instagram și pe TikTok. Sper la citit!